Episcopul Bogdan Isilard a trăit între anii 1911-1953. La noi este însă un personaj controversat. Unii vorbesc despre modestia și bunătatea sa față de semeni. Pentru comuniști a fost însă un spion, care ar fi făcut parte dintr-o organizație care milita pentru rezistența comunității maghiare împotriva încercărilor de românizare. A fost condamnat la muncă silnică în 1949. Procesul de beatificare reprezintă recunoașterea sfințeniei și este o fază în procesul de canonizare. În acest caz, Papa Benedict al XVI-lea a recunoscut martiriul episcopului romano-catolic printr-un decret, iar un trimis al său a venit special de la Vatican și a participat la ceremonie.